Capitolul 13, partea a doua. Și spune Momo: Îți place să dezlegi ghicitori? o întrebă întreagă, în timp ce mergeam mai departe. Da, sigur, cu multă plăcere, răspunse Momo. Știi una? Da, spuse maestru Ora privind-o zâmbind, dar e foarte grea. Numai puțin sunt în stare să o ghicească. Foarte bine. Am să țin minte, și mai târziu am să o spun și prietenilor mei. Sunt foarte curios să văd dacă tu o poți dezlega. Ascultă cu atenție. Într-o singură casă locuiesc trei frați, dar se prezintă diferit îmbrăcați. Și dacă vrei să-i deosebești, pe fiecare cu ceilalți îl asemuiești. Primul nu e aici, abia va veni. Nici al doilea nu e, căci a și pornit, dar al treilea e aici, dintre ei cel mai mic. Și fără el, ceilalți n-ar fi chiar nimic. Totuși, al treilea de care se vorbește există fiindcă primul sosește și totul astfel se petrece când primul în al doilea trece și se produce o preschimbare. Numai atunci mezinul apare. De vrei să-l prinzi însă nu izbutești, căci tot pe unul din ceilalți nimerești. Spune-mi acum, sunt cei trei doar unul? Sau sunt noi mai doi? Sau poate niciunul? De vei putea să-mi spui pe nume, vei ști cine sunt atot puternici în lume stăpânesc împreună împărăția cea mare, fiind ei înșiși chiar ea. Cine sunt ei oare? Maestrul lor au privit pe momo dând încurajator din cap. Fetița ascultase cu mare atenție, având o memorie excelentă, repetă acum ghicitoarea cuvânt cu cuvânt. Of, e într-adevăr foarte greu. N-am idee ce ar putea fi. Nici nu știu de unde să încep. Hai, încearcă, spuse maestrul. Momo mai murmură încă o dată întreaga ghicitoare, pe urmă clătină capul. Nu știu. Între timp venise după ei și broasca țestoasă. Ședea lângă maestrul ora și o privea pe Momo cu atenție. Ei, ca si pea pe știi doar totul cu o jumătate de oră înainte. Va fi momo în stare să dezlege ghicitoarea? Va fi, a pe carapacea din spinarea Casiopei. Vezi, spuse maestrul întorcându-se către momo, o să ghicești. Casiopeia nu se înșală niciodată. Momo își încrețise fruntea și început din nou să se gândească intens. Ce fel de frați existau care să locuiască împreună în aceeași casă? Era limpede că nu putea fi vorba despre oameni. În toate ghicitorile, frații reprezentau întotdeauna sâmburi de mere sau dinți sau altceva de acest fel. În orice caz, lucruri de același soi. Aici era însă vorba despre trei frați care se transformau într-un mod oarecare, unul în altul. Ce putea să fie și să se transforme unul în altul? Momo privi în jurul ei. Erau, spre exemplu, lumânările cu flăcărele lor nemișcate. Acolo ceara se transforma prin flacără în lumină. Da, puteau fi trei frați. Totuși, nu era exact, căci erau de față toți trei, iar doi dintre ei nu trebuiau să fie de față. Așa, dar poate că era ceva ca floarea, fructul și sămânța. Da, într-adevăr, în acest caz se potriveau multe. Totuși nu mergea căci o sămânță o puteai foarte bine privi, iar în ghicitoare se spunea că dacă vrei să-l prinzi pe mezin, nimerești întotdeauna pe unul dintre ceilalți frați. Gândurile lui Momo rădăceau în toate direcțiile. Nu știa ce să mai facă. Casiopea spusese însă că va dezlega ghicitoarea. Așadar, începu încă o dată de la capăt și murmură încet cuvintele ghicitorii. Când ajunse la locul Primul nu aici, abia va veni. Văzut că broasca se îi face cu ochiul. Pe spinarea ei apărură cuvintele Ceea ce prevăd eu, și se stinsă apoi imediat. Taci ca se opera, spuse zâmbind maestrul fără ca să fi privit spre ea. Nu sufla ca la școală. Momo se descurcă și singură. Momo desigur că văzuse cuvintele de pe carapacea broaște țestoase și începu acum să se gândească ce-o fi vrut să spună. Oare ce prevedea Casiopea? Prevedea că Momo va dezlega chicitoarea, dar din asta nu rezulta nici, niciun sens. Prin urmare, ce altceva mai prevedea? Știa întotdeauna tot ce se va întâmpla. Prevedea hmm. viitorul, strigă Momo cu glas tare. Primul nu aici, Abia va veni. Asta înseamnă viitorul. Maestrul ora aprobă dând din cap. Nici al doilea nu e, căci a și pornit. Atunci acesta e trecutul. Din nou maestrul ora dădu din cap surâzând cu bucurie. Acum devine însă mai greu, spuse momo gânditoare. Cine poate fi al treilea? Se spune că doar al treilea e aici. Dintre ei, cel mai mic și fără el, ceilalți n-ar fi chiar nimic și este singurul prezent. Asta e clipa de față. Trecutul e format din clipele care au fost, iar viitorul din cele ce vor veni. Prin urmare, amândoi nici n-ar exista dacă n-ar fi prezentul. Evident, obrajii lui Momo se înroșeau de atâta râvnă. Dar ce înseamnă urmarea? Totuși al treilea de care se vorbește există doar pentru că primul sosește și tot astfel se petrece când primul în al doilea trece. Înseamnă că prezentul există numai pentru că viitorul se transformă în trecut. Îl privi surprinsă pe maestrul Lora. Da, chiar așa e. Nu m-am gândit niciodată la așa ceva. Prin urmare, Clipa de față nici nu există, doar trecutul și viitorul. Spre exemplu, acum. Prezentul, clipa prezentă, dacă vorbesc despre ea, s-a și dus în trecut. Acum înțeleg ce vrea să spună. De vrei să-l prinzi însă nu izbutești, că și tot pe unul din ceilalți nimerești. Acum înțeleg și restul, că s-ar putea crede că nu există decât unul singur din cei trei frați și anume prezentul sau numai trecutul sau viitorul sau poate niciunul. Fiindcă fiecare există doar pentru că există și ceilalți doi. Ți se învârtește tot un în cap. Ghicitoarea nu s-a terminat încă. Ce e împărăția cea mare pe care cei trei frați o stăpânesc împreună, fiind ei înșiși chiar ea? Momul privi descumpănită. Ce ar putea să fie? Ce reprezintă prezentul, trecutul și viitorul, totul luat împreună? Privi în jurul ei prin sala uriașă. Privirea ai trecut peste miile de ceasuri și într-o dată ochii îi străluciră. Timpul! Strigă o bătând din palme. Da, e vorba despre timp. Răspunsul e timpul. De bucurie sări de câteva ori în sus. Acum, mai spunem și ce e casa unde locuiesc cei trei frați. E lumea! Bravo! exclamă maestrul bătând și el din palme. Tot respectul, Momo! Te pricep la dezlegarea ghicitorilor. Asta mă bucură cu adevărat. Și pe mine! Răspunse Momo, mirându-se puțin în sinea ei de ce se bucura maestrul atât de tare, fiindcă ea dezlegase o ghicitoare. Trecură mai departe prin sala cu ceasuri și maestrul îi mai arătă și alte lucruri rare. Dar momo era în continuare cu gândul aghicitoare. Spune-mi, îl întrebă ea într-un târziu, ce este de fapt timpul? Ai văzut tu singură chiar acum. Nu, vreau să spun, timpul însuși trebuie să fie ceva, doar există, ce e în realitate. Ar fi frumos dacă ai putea tu singură să răspunzi la această întrebare. Momo se gândi multă vreme. El există, murmură pierdut în gânduri. E un lucru sigur. Nu poți însă să pui mâna pe el, nici nu-l poți apuca sau reține. Poate că e ceva ca o mireasmă, dar mai e și ceva ce trece mereu. Prin urmare, trebuie să vină de undeva, Poate că e ceva ca vântul. Sau nu, acum știu. Poate că e un fel de muzică pe care nu o auzi, deoarece răsună mereu. Deși mi se pare că am auzit-o uneori, foarte încet. Știu, aprobă dând din cap maestrul, din această cauză am și fost în stare să te chem la mine. Mai trebuie însă să mai fie și altceva, Căci muzica a venit de foarte departe, dar a răsunat adânc înăuntrul meu. Poate că așa se petrec lucrurile și cu timpul. Vreau să spun așa cum se formează valurile de apă din cauza vântului. Probabil că vorbesc numai prostii. Sunt de părere că ai vorbit foarte frumos. De aceea am să-ți încredințez o mare taină. De aici, din casa niciunde, de pe strada nici când, pornește timpul tuturor oamenilor. Momul privi cu venerație. Îl faci tu însuți? Maestrul lor a surâdea din nou. Nu, copile, nu sunt decât administratorul. Datoria mea e să distribui fiecărui om timpul care e hărăzit. N-ai putea ca în acest caz să o rânduiești lucrurile astfel ca hoții de timp să nu mai poată fura timpul oamenilor? Nu pot să fac așa ceva, căci ceea ce fac oamenii cu timpul lor E ceva ce hotărăsc ei singuri. Tot ei înșiși trebuie să-și apere timpul. Eu nu pot decât să-l distribui lor. Momo mai privi în jurul ei prin sală, pe urmă îl întrebă. De aceea ai atât de multe ceasuri? Pentru fiecare om câte unul, da? Nu, Momo. Ceasurile acestea nu reprezintă decât o pasiunea mea. Nu sunt decât imitații cât se poate de nereușite a ceva ce are fiecare om în pieptul său. Căci, la fel precum aveți ochi ca să vedeți lumina și urechi ca să auziți sunetele, tot astfel aveți și o inimă pentru a simți timpul cu ea. Întregul timp care nu e simțit cu inima e la fel de pierdut ca și culorile curcubeului pentru un orb sau cântecul unei păsărele pentru un surd. Din păcate există însă inimi oarbe și surde care nu simt nimic, deși bat. Iar dacă inima mea va înceta odată să bată, întrebă Momo, atunci încetează și timpul pentru tine, copilă. S-ar mai putea spune că tu însă ești cea care se întoarce înapoi în timp, trecând prin toate zilele și nopțile, lunile și anii tăi. Călătorești înapoi prin viața ta până ce ajungi la marea poartă rotundă din argint prin care ai intrat cândva. Pe acolo ieși iar afară. Și ce e de partea cealaltă? Tu vei afla acolo de unde pornește muzica pe care ai auzit-o uneori foarte încet. Atunci faci însă parte din ea. Ești tu însă un sunet al ei. O privi cercetător pe Momo. Probabil că încă nu poți înțelege toate acestea. Ba da, cred că pot. Își aminti de drumul făcut prin ulița nici când în care trăise de-a de și întrebă. Tu ești moartea? Maestrul lor a surâse și tăcu o vreme înainte de a răspunde. Dacă oamenii ar ști ce e moartea, nu s-ar mai teme de ea. Iar dacă nu le-ar fi frică de moarte, nimeni n-ar mai putea vreodată să le fure timpul vieții. Atunci n-ar trebui decât să li se spună, propuse Momo. Așa crezi tu? Dar eu le spun cu fiecare oră pe care le-o dau. Mă tem însă că nici nu vor să asculte. Preferă să-i creadă pe cei ce le provoacă frică. Și acesta e un mister. Mie nu-mi e frică. Maestrul o în dulce din cap. O privi multă vreme pe momo, apoi o întrebă. Ai vrea să vezi de unde vine timpul? Da. Am să te duc acolo. În acel loc trebuie însă să taci. Nu-i voie să întreb nimic și nici să spui ceva. Îmi făgăduiești? Momo dădu din cap în tăcere. Maestru se aplecă spre ea, o ridică și o ținu strâns în brațe. Dintr-o dată fetei se păru foarte înalt și nespus de vârstnic, dar nu ca un moșneac, ci ca un pom sau un munte de piatră străvechi. Pe urmă el îi acoperi ochii cu mâna, iar ea simțea ca un fel de zăpadă ușoară și răcoroasă căzându-i peste obraze. Avea impresia că maestrul pășește cu ea printr-un gang lung și întunecos. Se simțea însă ocrotită și nu se temea. La început, credea că aude bătăile propriei ei inimi. Pe urmă îi se păru însă tot mai mult că în realitate era răsunetul pașilor maestrului. Fusese un drum lung, dar la capătul lui o puse jos pe momo. Fața lui era aproape de-a ei, o privi lung și își duse degetul la buze. Pe urmă, maestrul se îndreptă și se retrase. În jurul ei era un amurg auriu. Încetul cu încetul, Momo își dădu seama că se află sub o uriașă boltă perfect rotundă, de care îi păru la fel de mare ca și bolta cerului. Iar bolta cea uriașă era din aur curat. Sus de tot, la mijloc, era o deschidere circulară de unde cădea drept în jos o coloană de lumină peste un lac la fel de rotund, ale cărui ape negre stăteau nemișcate și netede ca o oglindă întunecată. Aproape de suprafața apei lucea ceva în coloana de lumină, ceva ca o stea lucitoare. Se mișca cu o încetineală maestoasă, iar Momo recunoscu un pendul imens oscilând încolo și încoace, peste oglinda neagră, dar care nu era atârnat de nimic. Plutea și părea să fie lipsit de orice greutate. Pe măsură ce pendulul stelar se apropia cu încetul tot mai mult de marginea lacului, acolo se ridica din apele întunecate un mare boboc de floare. Cu cât se apropia mai mult pendulul, bobocul se deschidea tot mai larg, până ce fu pe deplin înflorit pe suprafața apei. Era o floare de o asemenea minunăție, cu omul nu mai văzuse niciodată până atunci părea să nu fie făcută din nimic altceva decât din culori strălucitoare. Momul nici nu bănuise vreodată că pot exista astfel de culori. Pendulul stelar se opri o clipă peste floare, iar momul era cu totul cufundată în priveliștea din fața ochilor ei, uitând tot ce era în jur. Mireasma singură îi se părea ceva de care fusese întotdeauna dor, fără să știe ce era anume. Pe urmă, pendulul începu încet, încet, să balanseze înapoi. În timp ce se îndepărta treptat, Momo zări spre consternarea ei că splendida floare începe să se ofilească. O petală după alta se desprindea cuvudându-se în adâncurile întunecate. Nu era atât de îndurerată ca și cum ceva de neînlocuit s-ar fi despărțit pentru totdeauna de ea. Când pendulul ajunse peste mijlocul lacul întunecat, floarea cea minunată se desfăcuse cu totul. În același timp, începuse însă pe partea opusă să se ridice un alt boboc de floare din apele negre, iar când pendulul se apropia acum încetul cu încetul, Momo văzut că o floare încă și mai minunată începea să se deschidă acolo. Fetița ocoli lacul pentru a o putea privi de aproape. Arăta cu totul altfel decât floarea dinainte ei. Nici culorile ei nu le mai văzuse vreodată Momo, dar îi se păru că floarea de acum e încă și mai bogată și mai prețioasă. Mireasma ei era cu totul alta, mult mai încântătoare și pe măsură ce fetița o privea mai îndelung, îi descoperea tot mai multe amănunte minunate. Din nou se întoarse însă pendulul stelar și întreaga minunăție trecu și se despăcu și se cufundă petală cu petală în adâncurile de nepătruns ale lacului întunecat. Încet, încet, pendulul se îndrepta acum înapoi spre partea opusă, dar nu chiar spre același loc ca mai înainte, ci cu puțin mai încolo. La un pas de părtare de primul loc, început din nou să se ridice un boboc și să se deschidă treptat. Lui momu -i se păru că ultima floare era cea mai frumoasă. Era floarea florilor, o minune nemai întâlnită. Momu ar fi vrut să plângă cu glas tare văzând că și această perfecțiune începe să se ofilească și să se cufunde în adâncurile întunecate își aminti însă de la făcută maestrului Ora și tăcu chitic. Pe partea opusă, pendulul trecuse de asemenea cu un pas mai departe și o nouă floare se ridicase din ape. Încetul cu încetul, Momo început să înțeleagă că fiecare nouă floare era întotdeauna cu totul altfel decât toate cele dinainte ei și mereu îi se părea că tocmai cea care înflorește atunci e cea mai frumoasă din toate. Ocolind toată vremea lacul, privea cum o floare după alta se deschide și se ofilește. Avea impresia că n-ar obosi niciodată privindu-le. După un timp își dădu seama că se mai petrece încă ceva ce nu i-a atenția până atunci. Coloana de lumină strălucind din mijlocul boltei nu putea fi numai văzută. Momo a început să și audă. La început era doar un foșnet precum al vântului auzit în copaci din depărtare. Pe urmă, vuietul deveni mai puternic, până ce se asemănă cu cel al unei cascade sau cu tunetul valurilor mării lovindu-se de un țărm stâncos. Momo desloșea tot mai clar că vuietul se compunea din nenumărate sunete care se orânduiau între ele mereu altfel. Se transformau alcătuind mereu alte armonii. Era muzică, dar în același timp cu totul altceva. Dintr-o dată, Momo o recunoscu. Era muzică auzită de ea uneori foarte încet, și ca din mare depărtare, atunci când ascultase tăcerea stând sub bolta strălucitoare de stele. Acum sunetele deveneau însă tot mai limpe și mai strălucitoare. Momo bănui că lumina ce cânta chema din adâncurile apelor întunecate, făurindu-le fiecare din flori în altă plăsmuire, fiecare într-o unică și repetabilă înfățișare. Cu cât asculta mai multă vreme, cu atât mai limpede îi putea să deslușească vocile diferite. Nu erau însă voci omenești, ci se auzeau ca și cum ar cânta aurul și argintul și toate celelalte metale. Pe urmă, apăreau oarecum în dărâtul lor, voci de cu totul altfel, voci din depărtări neînchipuite și de o măreție de nedescris. Deveneau tot mai deslușite, astfel că momo auzeau, cum uneori, chiar și cuvinte. Erau cuvinte într-o limbă pe care nu mai auzise niciodată. Și totuși o înțelegea. Erau... Soarele și luna și planetele și toate stelele dezvăluindu-și numele lor cele adevărate. Iar în numele lor era și hotărârea tot ce aveau de făcut și cum aveau să conlucreze cu toții pentru a plăsmui și a lăsa să se ofilească fiecare dintre minunățile de flori. Dintr-o dată, Omul înțelese că toate acele cuvinte erau destinate ei. Întregul univers până la cele mai îndepărtate stele era îndreptat spre ea ca un singur chip neînchipuit de mare, care o privea și îi vorbea. Fu copleșită de ceva ce era mai mare decât teama. În aceeași clip îl zări pe maestrul ora, făcându-i semn cu mâna în tăcere. Fetița se repezi spre el, maestrul o luă în brațe și ea și ascunse fața pe pieptul lui. Din nou mâinile lui se așezară ușoare ca zăpada pe ochi, se întunecă, se lăsă liniștea și se simție ocrotită. Maestrul se întoarse cu ea pe gangul lung. Când se aflară din nou în camera mică, printre ceasuri, o culcă pe sofaua cea gingașă. Maestre ora, șopti Momo, n-am știut niciodată că timpul tuturor oamenilor e atât de... Căuta cuvântul potrivit și nu-l putea găsi. Atât de mare. Ceea ce ai văzut și ai auzit, răspunse maestru, n-a fost timpul tuturor oamenilor. N-a fost decât propriul tău timp. În fiecare om există tărâmul unde ai fost tu acum. Nu poate însă ajunge acolo decât cine se lasă purta de mine. Cu ochii obișnuiți nu poate fi zărit. Dar unde am fost eu acum? În inima ta, spuse maestrul Ora, mângâind-o pe părul zbârlit. Maestre Ora, am voie să-mi aduc și prietenii la tine? șopti omul. Nu, nu se poate încă. Dar cât timp am voie să rămân la tine? Până ce simți nevoia să te întorci la prietenii tăi, copilă. Am voie să le povestești ce au spus stelele. Ai voie, dar nu vei fi în stare. De ce nu? Ar trebui ca mai întâi să crească în tine cuvintele potrivite. Aș dori însă să le povestesc tuturor, aș dori să le pot cânta vocile auzite. Cred că în acest caz totul ar merge spre bine. Dacă într-adevăr dorești, atunci trebuie să știi să aștepți, momo. Mie nu-mi e greu să aștept. Să aștepți, fetițo, ca o sămânță care doarme în pământ timp de un întreg ciclu solar înainte de a putea răsări. Atât va dura până ce cuvintele vor fi crescute în tine. Vrei? Da, șopti momo. Atunci dormi, spuse maestrul trecându-i mâna peste ochi. Adormi. Momo respira adânc și fericită adormi.